Baia de Aramă este printre localitățile mehedințene unde rata de incidență COVID-19 este sub 1 la 1000 de locuitori. Asta înseamnă că toate unitățile de învățământ din această zonă se află în scenariul verde, iar toți elevii merg la școală. Elevii din Baia de Aramă sunt norocoși, iar școala online a rămas doar o amintire. Toți copiii se bucură de participarea fizică la ore, iar pandemia de COVID-19 parcă nu există în această localitate. La Colegiul Tehnologic Constantin Brâncoveanu din Baia de Aramă, lucrurile în acest semestru au decurs normal, în scenariul verde. Asta a însemnat că absolut toți elevii, începând de la ciclul preșcolar, primar, gimnazial, liceal și post-liceal au fost fizic la școală. N-am avut situații deosebite, doar un număr de elevi care învață acum în online, sunt 10 la ora actuală, dar mulți din ei nu neapărat din motivele pandemiei, ci au și cu totul și cu totul alte probleme medicale. Totodată, elevii din Baia de Aramă au învățat în școala online primul semestru, iar urmările se simt. Atât ei, cât și profesorii își doreau să revină în sălile de clasă. Cât de necesar era ca elevii să se întoarcă? Era foarte necesar, am simțit pe ei, am simțit părinții și noi profesorii, pentru că una este să discuți cu ei online, alta este să discuți fizic în școală, deci trebuia obligatoriu să ne întâlnim și față în față, pentru că e un an și așa cu mari provocări și era nevoie să ne vedem fizic în clasă. Cert este că școala online a fost un chin, mai ales pentru copiii din clasele terminale și pentru cei din clasele pregătitoare. Elevii au nevoie de o pregătire constantă și orice întrerupere a legăturii cu școala îi afectează. Această pauză ne-a demonstrat încă o dată cât de importantă este educația școlară.